O ambarcațiune cu un număr foarte mare de transfugi a fost recuperată de către ofițerii gărzii de coastă din largul Mării Negre. Oamenii legii spun că vasul a fost văzut pe radare la ora 7 și pentru că în larg era furtună, a fost alertat serviciul de salvare pe mare. Abia atunci când s-au apropiat de navă, polițiștii de frontieră au observat că au de-a face cu transfugi. Pe vas se aflau peste 100 de bărbați, femei și copii. Nava lor, care nu avea nicio inscripție sau pavilion arborat, a fost tractată în portul Mangalia. Oamenii legii lucrează acum pentru a legitima pe migranți. Deocamdată se știe că toate cele 100 de persoane veneau din Orientul Mijlociu și plecase răspere România în căutarea unei vieți mai bune. Ei vor fi predați centrelor pentru migranți de la Galați și Otopeni.